Arhitectul peisagist contractat de primărie a decis eliminarea gardurilor vii din municipiul Buzău. Așa se face că de aproape o lună o parte dintre angajații urbii se ocupă de această operațiune. Au fost eliberate deja unele dintre străzi, iar în aceste zile se lucrează în cartierul Obor. Am observat deja că în câteva zone din municipiul Buzău a început operațiunea de scoatere a gardurilor vii. Când a început, când preconizați că se termină? Această operațiune a început aproximativ în urmă cu o lună. În momentul ăsta acționăm pe strada Obor, toată fața cartierului Obor, și va continua până la sfârșitul februarie. În tot orașul se vor scoate gardurile? Deocamdată începem cu zonele principale. Și strategia scoaterii gardului viu este stabilită de arhitectul peisagist contractat de primărie. Și deocamdată începem cu zonele principale. Discutăm aici de Unirii, pe care l-am terminat deja, Spiru Haret, zona barierei Brăila Podhorticolei, zona Bălcescu, zona Consiliului Județean și 1 decembrie 1918, unde deja am terminat și facem curățenie după această operație. După scoaterea gardurilor vii, pentru fiecare zonă este gândit un plan de reamenajare care va cădea tot în sarcina Urbis. Acolo unde va fi nevoie, se va face regazonarea. Ce se va întâmpla cu terenurile odată eliberate de aceste garduri? Păi, în primul rând, vor arăta mult mai bine, mult mai aerisit. În al doilea rând, acolo unde este cazul, se va regazona și întreținerea acelor terenuri va fi mult mai ușoară pentru noi. Gardul viu păstra gunoaie, mizerii și așa mai departe. Potrivit specialiștilor, gardurile vii sunt mai costisitoare și mai greu de întreținut. Mai mult decât atât, aspectul zonelor verzi fără aceste garduri este mai plăcut.